Ferrari. De fapt Fiat, nu? Ei, cumva. Adică mașină de bogătaș. Da, cam, cumva da. Exact. Discurile și plăcuțe sunt undeva la poate 40.000 de euro. Wow. Da, deci e dureros. Asta prețul e de listă, a fost aproape de 350.000. Asta înseamnă Ferrari, să mergi cu 5.000 de ture și când ai călcat-o... Ferrari. Eu am doar 20 de ani, nu am făcut afaceri. N-ai muncit pe drag? Nu, realismul meu, nu am muncit pe drag. Da, te vezi, te duci cu gagica 3 luni în Bora Bora? Exact, poți să faci asta. V12 pe stoc. Da, te-ai gândit ce ai vrea să faci în viață? 430.000 plus TVA. Atât mi-a dat mai bani. Te scârții. Dai 400.000 și scârții. Da, scârții. Salutare, dragi prieteni, Stati Popescu, și astăzi facem un vlog cu Andrei Gheorghiu. Din nou exact. Andrei, din nou Ferrari. Am venit de data asta cu 812 Superfast, cel mai puternic V12 aspirat de serie, competitorul direct la mașina ta, la N-ai prea primit hate de la trecută, nu? Când ai venit cu Ferrari-ul galben. Vezi dacă vorbești frumos și nu te lauzi? Oamenii detestă aroganți. Cu cât ești mai arogant, cu atât e mai mult hate. Așa cu cât ești la locul tău, cu bun simț, oamenii te apreciază. Este un V12. Exact. Nu sunt foarte multe Ferrari V12. Nu, acum în gama actuală, de fapt, nici 812 nu se mai produce și a rămas doar puro sangue și cu 812 competiție, varianta de circuit. Mașina a apărut în 2017 inițial și cu motor de 6,5 litri, V12 de 800 de cai. Cel mai puternic la momentul respectiv și cred că și acum pe 12 aspirat de serie. De ultima oară când am fost la tine și am făcut cu efortul, mi-a plăcut atât de mult experiența încât am zis să încerc să fac și eu vloguri. Da. M-am apucat și pot spune că inițial te judecam foarte, adică nu te prea că te judecam. Judecam orice videoclip, la orice videoclip la care mă uitam. Ce mă, că e ușor. Da, domnule, e ușor. Deci nu știi asta toate informațiile, frate. Adică, dar trebuie să știi mai mult despre mașina care face review. Nu e atât de ușor pe cât pare. Și cum e experiența? Cum e să te apuci de YouTube? Păi am 3 luni de zile, canalul meu, dacă vrea lumea să intre, se numește Newton Car Collection, ne găsiți pe YouTube. Experiența a fost dificilă la început. Dar îmi place foarte mult progresul ăsta, adică de la videoclip la videoclip este din ce în ce mai bine și chestia asta îmi dă o satisfacție foarte mare. Normal, progresul, evoluția. Exact. Asta exact. E chestia pe care trebuie să o aplici în toată viața ta. Așa este. Deci asta e o cutie cu dublu ambreiaj. Dublu ambreiaj, exact. E practic aceeași cutie ca pe F8, doar că este tata diferit, fiind motor aspirat, se turează mai mult și puterea e sus în ture, deci nu mai e la cât închide. Se turează până la 9000, 8900, puterea maximă e atinsă la 8500 de ture. Deci un motor care îmi place foarte mult să se tureze. La 6,5 litri au scos 800 de cai. Mi se pare foarte mult, sincer. Ca și Aventador ultime din aceeași cilindrie, a scos 780, cred că ultime. Dar ce vreau să zic este că vezi, americanii din 6,2 litri au scos 455 de cai pe Corvette. Bine, pe Corvette. Asta se întâmplă, îți spune ce, că e small block. Așa se cheamă tipul ăsta de motor, e small block și pe Z06, dacă ai văzut Corvette-ul nou, ăla e un motor normal. Practic motorul ăla de pe Z06 e preluat de la 458, da? Deci ultimul V8 aspirat de la Ferrari, care avea 4,5 litri. Eu am mărit capacitatea cilindrică la 5,5 litri, dar motorul chiar de acolo e preluat și au scos din el 670 sau 680 de cai. Și ăla e un motor super tare, practic cel mai puternic V8. Adică ultimul aspirat. Corvette. Ultimul Corvette Z06, da. Varianta de circuit. Deci 6,5 litri, V12, 800 de cai și 12 cilindri. Exact, și 720 de Nm, 718 mai exact. Și tracțiune spate. Tracțiune adică spate, dar virează toate patru roți. Unde ești pilot? Eu sunt pilot de raliuri în cadrul echipei noastre, Newton Rally Team se numește, și particip în campionatul național. Deci în campionatul național de raliu, de acolo sunt pilot. Și ai făcut vloguri la raliu? Am făcut vlog la raliu și tu prin dezamăgirea mea. Nu, știam chestia asta. Eram 100% convins că altfel ai făcut tu, frate, exact. Tău merge la raliu și eram sigur că... Pentru că oamenii caută, când se uită la un clip, caută emoția. Așa acolo este. Tu nu poți să transmiți emoția. Nu, n-ai cum. Asta, exact, asta trebuie tu să te gândești dacă vrei să faci vizualizări la raliu. Cum poți să transmiți emoția pe care o simți, cordarea? Și spun de transmiterea emoției, pentru că primul clip pe care eu l-am pus pe YouTube, care a devenit viral, a fost când îl plimbam pe un vecin cu M5-ul. Și acolo era o emoție reală, unul așa, Andy nu mă omori! Andy mă omori! Bine, un videoclip puțin exagerat, să spun, din nu, da, omul nu era exagerat, omul știa că-l filmezi. Nu, da, exagerat pentru că eu făceam chestiile alea care nu erau ok să merg așa prin oraș. Bine, că pe cameră oricum pare mai tare decât e, că tu spuneai acolo, 200, avem 300, cât îmi face 300 în 10 secunde. Niște lucruri foarte exagerate. Și au început ăștia să dea la Pro TV, la nu știu nebun merge prin București, asta era acum 10 ani, știi? Vreau să vă povestesc despre o viață curmată mult prea repede. La nici 2 anișori, după ce abia a făcut primii pași, doar 2995 de kilometri a apucat acest Ferrari 812 să meargă, când destinul
a decis că e momentul să plece într-o lume mai bună. Și ce lume mai bună poate fi pentru un Ferrari făcut praf decât România, țara tuturor posibilităților, unde samsarii pot da o viață nouă oricărei mașini. Dacă ești printre cei norocoși care pot să își permită un supercar, ca cel pe care vi-l arăt detaliat imediat, trebuie să caști bine ochii când cumperi unul. Pentru că dacă nu, caști portofelul. Știi vorba aia? Belește ochii, că dacă nu belești portofelul. Orice mașină înainte de cumpărare trebuie verificată întâi online, apoi la mecanic sau la reprezentanță. De ce online? Pentru că e mai ieftin, e rapid și e comod. Și cele mai multe informații online despre o mașină le poți obține pe Car Vertical, doar pe baza seriei, unde dacă intri pe linkul de aici din descriere sau folosești codul Andy Popescu, ai 20% reducere la orice verificare. Să revenim la 812 Superfast, pe care oricând îl poți găsi reparat boboc pe piață. Născut în 2018, cu nici 3000 de kilometri în 2020, a avut prima daună în Statele Unite. Nu cred că am văzut vreodată o sumă mai mare, 360.000 de euro, fix cât prețul mașinii, adică daună totală. Și uite de ce: bubuită extrem de tare în față, cu avarii grave la motor, strâmbă toată, roata spate ruptă, parbriz muci, airbag-urile bineînțeles sărite, dar surprinzător, ceasurile încă se mai aprind. Bravo Fiat! Dacă vrei să te ferești și tu de mașini țeapă, intre pe linkul din descriere sau folosește codul Andy Popescu ca să ai reducere 20% la orice verificare pe Car Vertical. De ce să plătești mai mult? Hai să vedem vlogul. Și ia spune, îți plac mai mult mașinile cu tracțiune spate decât 4x4? Depinde foarte mult. Ca performanță și cel puțin pe stradă, pare mai mult cele 4x4. Pe stradă, că, da. Vorbim și stradă. Că... ești sigur pe mașină și îți oferă performanță apropiată mereu, adică îți oferă aproape toată performanța mea, așa, o tracțiune spate trebuie să încălzești bine cauciucurile, să fii pe o suprafață bună, aderentă. Sunt multe lucruri care, plus că e și puțin nesigur, adică se poate întâmpla uneori să te surprindă mașina. Mă bucur că ai spus asta, pentru că exact pentru motivul ăsta, eu nefiind pilot, ca fratele meu sau ca tine, prefer 4x4 când merg pe stat. Eu nu mă duc la racing, da, la... E super de înțeles treaba asta, sincer, e super de înțeles. Și chiar și pe circuit îți spun că dacă nu te chinii cu adevărat, îți scoci și sistemele și să încerci să mergi la limită, e greu să bați tracțiune spate, să bați o tracțiune spate în 4x4. Sigur, avantaj pe care mai are o tracțiune spate față de 4x4 este că, da, nu că am văzut că e zonă de construcție și era limita mai jos decât normal. O tracțiune spate de obicei are mai puține kilograme decât o tracțiune 4x4, evident, și de aici mai câștigi un pic de performanță. La asta cât are 0-100? E declară 2.9, dar e foarte greu. Dacă cu efortul te apropiai, pentru că avea motorul în spate și greutate mai multă pe spate și în bici mai multă aderență, asta e foarte greu scos 2.9. Ai nevoie de niște condiții optime, să ai cauciucul nou, să le încălzești perfect, să fii pe circuit, temperatura de afară să fie în un anumit în schimb, segment. Te învârți cu ea imediat. Da, te învârți imediat. Hai să cereți puțin să vezi cum ți se pare. Deci... Manetino este butonul de unde controlezi mașina, exact, și modurile mașinii. Exact. Pe ce mergi de obicei? Merg, cu asta merg de obicei pe sport. Dacă cu efortul mai mult stau în race, cu asta merg mult pe sport. Pentru că pe race chiar e foarte, joacă foarte, foarte mult. E prea brutal. E foarte brutal, exact. Și hai să fac o accelerație și să vezi că... Da, mai de la 90 la oră, așa. Da. La 140. Vezi? Da, nu, a făcut puțin stânga-dreapta. Foarte mult stânga-dreapta, nu pune jos în sport. Dar e safe în sport, adică cât de cât e safe, mașina taie mult. Dacă o pun în race și tot așa să fac o scurtă accelerație cu a doua, la 80 la oră, se lasă mai transmite mult. Emoția. Transmite emoție, exact. Deci câtă putere să pui 800 de cai toți pe spate, exact. E foarte mult, e mult, mult. De asta prefer 4x4. Venind vorba de gusturi, ție, de exemplu, chiar ți se pare mai frumoasă? Adică asta clar diferă de la om la om, dar chiar ți se pare mai frumoasă asta la exterior decât Aventadorul? Nu, decât Aventadorul. Da, nu, mi se pare o mașină bătrânească. Da? Da, și 812, comparativ cu Aventadorul, este un GT, așa cum zice cei de la Ferrari. Da. E o mașină pentru persoane un pic mai în vârstă și e o mașină cu care să faci drum mai lung, ai un portbagaj destul de mare, adică e o mașină și cât de cât confortabilă și ca scaune, e mult spațiu. Neapărat un super car în direcția sportivității. Un super car în direcția GT-ului. Adică mașină de bogătaș. Da, cam cumva da. Exact. Mă întorc la ce a zis Ovidiu Pop acum 4 ani când a făcut primul vlog cu Ferrari. Se uită mai mult lumea la Ferrari decât la Lamborghini? Nu, se uită lumea mai mult la Lamborghini. Serios? Lamborghini parcă ești un rockstar, cu asta parcă ești bogătaș. Da. Dar omul avusese Huracan și după aia și-a luat F12 pe Berlinetta, știi? Cei mai mulți oameni nu înțeleg diferențele astea între un motor turbo și aspirat. Ce senzație stă un motor aspirat, pentru că e mult mai rapid totul și acea emoție e mult mai puternică. Am condus McLaren 765LT, care este o mașină absolut super rapidă.
motor de 4 litri turbo, tunat, îl duci în 1000 de cai, tracțiune spate, știi? Bă, foarte rapidă, dar senzația era mult, mult sub ce simt eu când conduc Aventadorul care este aspirat, care se aude pe 12 ăla, adică e... La Ferrari, mașină cu turbo, prin comparație cu McLaren, au un sistem, se numește ALS la curse, așa îl denumim noi, ține turbina încărcată. Cum e la Porsche, știi, că acolo la antilag. Exact, antilag, exact, un sistem antilag. Și observați și tu cu efort atunci că lacul e foarte mic. Nu simți că o aspirată, nu vreau să spun asta, dar lacul este foarte mic, în comparație cu McLaren, care nu are sistemul ăsta atât de avansat. Îi dăm un launch control, dar îți spun din prima că nu o să te impresioneze pentru că o să o patineze roțile. Exact. Vedem. Dar să zici când e 100, da? Da. Abia o țin pe șosele. Chiar și asta fiind o mașină de cât e? 3-400 de euro, cât e mașina asta? E 340 ceva de mii de euro preț de listă, așa da. Cum e opționat aici. Și fii atent, la fel e un trade-off, știi? Nu zic că e Ferrari, că nu știu ce, dar o mașină de 6 ori mai ieftină, un rahat de Tesla vechi din 2019, pleacă și te impresionează mult mai mult. Adică depinde ce cauți. Eu prefer să plece la viteză mică și să fie violentă, decât să mă duc și să ajung la 100%, e peste, deci e peste, mai ales în oraș, dacă vrei să faci accelerări de la 20 la 80, asta e imposibil. Cheia este ca tu să-ți dai seama ce-ți place mai mult la o mașină și să-ți alegi mașina. Exact, exact, exact. Să te cunoști tu pe tine și să alegi în funcție de ce-ți place. Hai să turăm puțin să vedem cum se aude. Stai să fac story, că e prea tare. Și e stock, evacuare, deci așa se aude din da? Stock. Da, stock. Băi, deci uite bă ce înseamnă V12. V12 stock. Pe viitor cu ce mașină am putea să mai facem vlog? Că văd că ești vorbăreț, îmi place. Da. Nu trebuie să stau să vorbesc eu foarte mult. Mai putem să facem cu un S Maybach cu V12 și ultima generație. Și interesant că e singurul V12 din gama actuală Mercedes. Adică nu mai există pe Mercedes niciun V12 pe care poți să ți-l configurezi sau să ți-l comanzi astăzi, niciun model. De 6 litri, are două turbine acolo și 612 cai. Să ne lasă oamenii în comentariu și să vedem dacă își doresc sau dacă ai fost prea arogat. Din ce an e mașina asta? Mașina asta e 2020. 2020. Da, și are 6500 de km. Deci așa puțin? Da, pentru că ai venit de la Iași, e azi? Da, de e practic am făcut, nu știu, procentual, nu sunt azi că fac 15% din kilometri. Băi, eu recunosc că nu prea merg cu Lamborghini afară din oraș și ca să nu fac kilometri și că mă simt mai bine cu Tesla. Asta, clar. Bine, acum am venit, dar ca să simți plăcere fiind trebuie în spate, trebuie să ieși din oraș cu ea. Tu te bucuri de Aventador și prin oraș, la viteze mici, asta nu pune jos bine puterea, asta te bucuri, dar peste 100 la oră, de fapt. Băi, deci știi care e faza? Pe cuvântul meu, sunt super happy că mi-am ales super bine mașina. Pe cuvântul meu, de 3 ani de zile de când o am, pe cuvânt n-am găsit nicio mașină să-mi placă mai mult, jur. Poate doar varianta decapotabilă nu, sau... Mi-ar plăcea mai mult decapotabilă, dar era mai scumpă cu 50.000 de euro. Și nu merită la 50.000, îți mai e o mașină. Și îmi place mai mult Aventador ultime, nu zic. Da, dar diferența e nu mică, au sunt 40 de cai în plus. Pe da, bune, da. 40 de cai în plus. Nu știu dacă are altceva în afară de 40 de cai în plus. Nu, mai are niște lucruri preluate de la SVJ. Și are două tobe pe spate. Mi-e place mai mult toba triunghiulară, știi? Hai să facem un derapaj și să filmezi. Vrei să filmezi un derapaj? Da. Hai să mai încerc cu accelerații de la 80, scurtă, o repriză, să vedem acum cu cauciucul e cald, dacă s-a schimbat ceva. Hai să vedem de la 80, ridic. Da, e mai puțin. E mai puțin, tot este. Mai puțin. Să știi că e o mașină care îmi oferă niște adrenalină, știi? Nu, ți oferă foarte mai ales că și tracțiune spate. Ai văzut cât de ușor s-a învârtit și cât de rapid a făcut derapajul. Da. Comparație cu efortul, nu s-a văzut atât de spectaculos nici pe departe. Da? Nu, de ce? Văzut. Pentru că are foarte multă aderență pe spate și nu te lasă să te învârți în halul ăsta. Da, și asta e mai spectaculos. Asta e mai spectaculos. Asta vreau să și cum ți pare la suspensia, scaune așa, adică... Bă, suspensia este, vă spun, este foarte moale, îmi place. Și scaunele sunt destul de confortabile, adică chiar se simte că e un GT. Dar, ca să zică oamenii că abia așteptam să zic ceva de Tesla, la Tesla scaunele sunt mai moi. Bine, logic. O să vedem la Maybach dacă o să vrea urmăritorii să face videoclipuri și dacă o să dea multe live-uri și acolo să vezi scaune confortabile. Din ce an e? 2022, ți-are un an de zile mașina, e pura pe ca nouă. Deci despre cum se simte mașina din punctul tău de vedere a unui pilot. Ai spus că pe stradă e mai mișto să mergi cu 4x4. Sau măcar cu o tracțiune spate, cu motor spate. Bun, și pe circuit? Pe circuit eu scot timp mai bun cu asta decât cu efortul. Chit ar trebui să fie invers, aia e mai rapidă. Din ce cauză? Din ce cauză? Că se obișnuie de la raliuri cu motoarele față și cu centrul ăsta de greutate, care la asta e destul de egal. Practic aproape 50-50. La efort e mult mai greu pe spate și nu se obișnuit cu felul în care se comportă mașina pe circuit. Cu asta s-a mai obișnuit și am scos timp mai bun. Dar eu am înțeles că mașinile 4x4 pleacă mai bine, dar odată ce trece viteză... Acum depinde ce înseamnă sistem 4x4. Că 4x4 la bază, că spui 4x4, trebuie fel o mașină care este 50, față 50 spate, puterea transmisă egal.
dar unele sunt variabile. E, aia e tracțiunea integrală. Și tracțiunea integrală înseamnă că tracțiunea este variabilă. Și, de exemplu, inclusiv la aventadorul tău, nu știu, trebuie să faci de circulație cu ea, ai văzut că se învârte destul de ușor. Da. E, asta pentru că trimite mult mai multă putere către spate. Și tehnologia mai avansată, ce au făcut? Băi, ca să tragă bine la viteze mari, odată cu viteza, îi duce cât mai multă putere pe spate. Așa e și la M519. Și tu știi că poți să faci și numai tracțiune. Și la M63 MGS. Și multe alte exemple de acest gen. Chestia asta ajută foarte mult, că la viteză mare se simte ca o tracțiune în spate și să se folosească de puterea completă, se simte exact ca o tracțiune în spate. Mă întreabă oamenii de ce compar cu Aventadorul. E V12 de la Ferrari cu V12 de la Lamborghini. Da, este mai de curse Aventador. Da, este mai de curse. 100%, 100% asta. Ele sunt foarte asemănătoare. La Aventador virează toate patru roțile? Da. La asta virează toate patru roțile? Da. V12 amândouă, V12 amândouă. Exact. Practic ei sunt competitori direct. Direct. Una e 4x4. Asta e mai confortabil. Depinde ce vrei. Suspensia din nou, magnetică, amândouă. Diferențe e confortabil acum, dă-o pe confort. Da, acum nu e chiar pe ce mai confort. Bumpy road. Acum o pun pe Bumpy road. Bumpy road e sub cât poți să mergi pe Bumpy road? Poți să mergi cu orice viteză vrei tu cu Bumpy road, dar Bumpy road ce nu știe toată lumea, când e în 3 trepte. Una e Bumpy road în sport și alta e Bumpy road în race. De sport când o dai și o pui în Bumpy road, ești ca pe wet. E mai moale. Dacă o ții pe sport, modul fără Bumpy road, ești pe mod mediu. Și cum ai aflat chestiile astea? Pentru că dacă intri niște setări la mașină, ți arată exact ce se modifică în momentul în care te joci cu manetino. Și ți arată toate sistemele care se modifică de electronică, care se modifică la mașină. Și m-am uitat și în PG, după am citit despre chestia asta. Mie îmi place să testez eu. Ești un om care se informează foarte bine. Așa evoluezi. Mai ales când am ocazia să mă urc într-o mașină sau absolut orice lucru. Îmi place să mă uit, să-l privilegi și să-mi dau seama de toate avantajele pe care le are. Da, și așa acumulez mai multe informații. Exact. Acum revenim la comparația între Ferrari și Lamborghini, diferențele principale sunt așa. La asta avem cutie cu dublu ambreiaj, care ție nu o să-ți placă acum. Nu te bruschează, și asta e adevărul. Nu te bruschează ca Aventador. Nu-ți dă emoție. Mie îmi place, că e de pilot. Deci, e foarte mișto că nu sunt pauze pentru că ai un timp mai bun. În schimb, când simți ciocanul la spate, mie îmi place senzația. Așa poate nu tuturor le place senzația, dar te sperie. Așa e, da. Și nu mai brusc, adică la un moment dat deja când depășești. Dar nu consider ca emoție, dacă ar fi la fel, n-ar fi mișto să ai senzația aia? Ce pot spune că când schimbi între sport și race, adică uite, aia din nou. Da. Schimbăm o treaptă, două de în accelerație, vezi că nu te rupea pe deloc. În race, da. Te buschează altfel. Adică asta e puțin între, să spunem, cum ar fi în mod normal o cutie cu dublu ambreiaj și Aventadorul tău care e cu singur ambreiaj. Pe mine mă satisface suficient asta. Sunt oameni și oameni. Trebuie să le încerci pe amândouă și să vezi care îți place mai mult. Așa e. Ferrari. De fapt Fiat, nu? Cumva. Și să înțeleg, deci acum din toată gama Ferrari pe care ai condus-o, 296 ți-a plăcut ceva? Da, pe bune. Și nu vine să cred. Bine, nu mi-a plăcut faptul că are V6, dar mi-a plăcut cum se simte, știi? Și se aude mișto. Nu ca asta, 12, dar se aude suficient. Mă uit la handling prima dată. Asta e cel mai moale? Cel mai moale. A schimbat deja 7 la 100 la oră. Exact, da, cutia automată la Ferrari se comportă așa parcă vrea să facă economie. E, modul ăsta, mașina e foarte barcă. E foarte barcă, da. E foarte barcă. Care îți place mai mult la design? F8-ul sau 812? O să te uimească, îmi place mai mult 812 și în primul rând place că nu se uită toată lumea la el. Nu e afel, nu atrage de multe priviri și în picin nu atrage atât de mult hate. Seamănă la mașină normală cumva, într-adevăr F8-ul e spectaculos, dar nu știu cumva, mă atrage mai mult designul ăsta. Place capota care foarte, foarte mare și mașina realitate comparativ cu ce o să vedeți pe imagine din vlog. E mai mică și se observă realitate lățimea și acolo de fapt așa îți dai seama cât de monstruoasă e mașina. Bun, avem 100 la oră, poți o calc blană, nu? Da, dacă o calci blană acum în auto, nu o să schimbe foarte multe jos. Trebuie să dai țâc-țâc. Sau să o spui tu pe manual. Hai să dăm întâi așa. Hai să dăm întâi așa. La mine, dacă eram la Aventador, ea schimbă din a 7-a la a 2-a. Și așa schimbă la cam toate mașinile. Asta o să vezi. În ce te aptești acum? De a 7-a, nu? Da. Cam a 5-a, 4-a. Ia să vedem. Pac! 4. Bun, hai să vedem și țâc-țâc acum. Cu țâc-țâc îți dă la viteza asta a 3-a sau a 2-a. Deci din a 7-a a fost la a 4-a și trebuie să dau bam-bam. Țâc și apoi din nou țâc, dar rapid. Țâc și după aia țâc. Ah, gata. Deci a 3-a. Eu prefer să schimbe direct în cea mai... Da, și de ce cauză e făcut așa? Dacă simți în pedală, de obicei la restul mașinilor, ai un buton de kickdown. Ei, asta nu are, uite, dacă vezi la pedală, nu are așa ceva. La Aventador am. Ideea este că ar fi mai mișto să poți să schimbi asta din meniu. Cred că ar fi cel mai mișto, exact, și după bunul placă fie cu ea. Și nu cred că e dificil de făcut. Legat de ce ziceam să îmbunătățești chiar și mașinile. Eu cred că producătorii ăștia mai lasă lucruri de îmbunătățit și pentru generații următoare. Să facă stile mai cumpe. Cum ți se pare că trage la viteze astea față de Aventador, de exemplu? Hai să dăm în manual, complet. Deci ai sisteme pe race? Hai să încercăm să o călcăm la blană. Hai să 100 la oră, viteza 4. Wow! 150. Wow, e rapidă. Și când ai ajuns în plajă de tur, e optimă.
Deci, știi ce e mișto la mașina asta? Soții în peste 4-5.000 de ture. Da, la 3.000 de ture e reacționată. Deci, fiate, 5.000 de ture, 80 la oră. Acum apreciez și faptul că nu ai pauze între schimbările de treptă. Sistemul de frânare de la 812, da, este identic cu cel de pe Ferrari la Ferrari, cu cel de pe hipercar. Din câte am citit, încă nu știu asta și pentru că n-a fost momentul să schimb, discurile și plăcuții sunt undeva la aproape 40.000 de euro. Wow. Da, deci e dureros. Asta înseamnă Ferrari, să mergi cu 5.000 de ture și când ai călcat-o... N-ai cum, e o emoție plăcută, n-ai, da, Ferrari. Și acum, ca fun fact, așa, consumul, nu-ți arată consumul la Ferrari, dar iarăși testez că a dat 1.300, te duci în peco, vezi câți kilometri ai făcut, vezi cât ai pus, consumul prin oraș cam de 50, dar la drum lung, undeva la 18-22, a făcut mai mult ca un test, am putut să văd odată. Și am răspuns și la întrebarea românului. Cât costă o mașină, exact. Mai rapid e foc tributul ca acest V12, ca viteză, ca accelerație, mai rapid, nu se simte mai tare. Rapiditate. E foc tributul, e mai rapid? Da, e mai rapid, da, la are 720 de cai, care e diferența de turbo și aspirat? Are 720 de cai mai mult timp. Asta are 800, dar doi la turați. Vezi că asta e diferența între electrice și mașinile astea pe benzină. N-au cai decât în turația maximă. Este peste aventador ca și senzație. Eu nu știu să spun asta, am de spune tu. Cu siguranță o să vezi oameni care răspund așa, răspund așa. Asta e funcție de om. Mie clar îmi place mai mult aventadorul că e 4x4. De exemplu la asta, acum în A7, parcă mi-e frică să o cal la blană. Ia, blană. E mișto, e marfă. Nu, reacționează frumos, sincer. Ai încălzit cauciucului, vezi ce diferență face? Ai văzut prima oară când am accelerat? Foarte mult prima. Eu nu pot să răspund dacă e peste aventador, pentru că nu am mers niciodată cu aventador, nu știu. Deci, cum să nu-ți placă? Ce se ocupă acest tânăr? Sunt pilot de raliuri de la 16 ani, campion național. Că a sărit telefonul din mână. Da, pe bune, jur. Vezi și asta putală. Jur, a fost să încălzească și chiar se simte. Câți cai are? 800 de cai pe 12. Ce dotări are mașina? Are tot ce vrei, inclusiv camere 360. E full boss! Nu, îi lipsește Apple CarPlay și opționale de carbon, pentru că, na, mașina e un GT, nu full e la fără piele. Lift, tot ce ține faruri adaptive, tot ce se poate pune, bea în general ca marin. Atrage atenția pe stradă? Da, atrage atenția pe stradă, dar nu așa mult ca un tributo, mă gândesc. Nu, și bine, o ajută și culoarea în sensul ăsta, adică în culoarea asta chiar e o mașină cu care poți să fii și mai... Și ce putem să facem? Să mergem cu asta prin oraș și vedem, da, câtă lume se uite la ea și după aia punem camera pe aventador să vedem câtă lume se uite la aventador. Ok, hai să facem. Eu sunt super de acord. Sfat pe adolescenții care vor să dețină o mașină de genul pe viitor. Nu vreau să vorbesc despre asta pentru că eu am doar 20 de ani, nu am făcut afaceri. N-ai muncit personal, pentru ea. Nu, realist vorbind, nu am muncit pentru ea. De altfel nici nu este mașina mea personală. Cum am spus și la F8, n-am mai spus de atâtea ori chestia asta în vlogul de astăzi, pentru că am precizat foarte mult la F8. Se poate folosi ca daily car, sincer să fiu pe perioada de vară pentru că tracțiune spate, da. Mașina e destul de confortabilă și ai spațiu în ea, deci chiar se poate folosi. Problema e că kilometrii cam scump la mașina asta. Devalorizarea în general la o mașină de genul ăsta se face prin kilometri, nu neapărat prin an sau alte lucruri de genul ăsta. Deci kilometrii sunt foarte scump să îi faci cu mașina asta, inclusiv ca și consum, dar și ca devalorizare. Dacă ar avea buget nelimitat pentru a cumpăra doar o mașină, care ar fi aia? Bună, aș încerca să-mi iau o mașină cât mai echilibrată. Ce mașină? Mi-aș lua ceva cu 4 ruși, că implicit am nevoie de 4 ruși. Eu mi-aș lua ultime. Și doar ultime sau și pentru deli și pentru tot ce? Nu, îți dai seama că așa mai multe mașini, că de-aia... Nu, păi asta e bun, dar îți spune acolo numai o singură mașină. O singură mașină și atât, nu știu, probabil mi-aș lua poate Ferrari puro sangue, dacă aș avea buget limitat. Dacă aș fi o singură mașină, cu siguranță mi-aș lua doar Tesla Plate. Da, o variantă foarte bună și Tesla Plate. O variantă foarte bună. O face pe asta în sânge. Eu de ziua n-aș putea să fac chestia asta, că la recunoaștere, la raliuri, am nevoie să fac foarte mulți kilometri fără să iau un trac. Da, tocmai de aia, fiecare cu exact. Cum a spus, să te cunoști pe tine, să vezi ce ai nevoie de la o mașină și să faci o alegere în cunoștință de cauză. Dacă ar fi să-mi iau o singură mașină, în schimb, una singură, care să... Am cu s-a uitat tipele alea. Mi-aș lua Revuelto, sincer să spun. Am V12, am și 4x4, da, și plug-in hibrid, n-am mers cu el, într-adevăr, dar în teoria consider că am condus suficient de multe mașini, da, ca să-mi dau seama cam cum ar fi mașina aia. Ok, acum la stadiul ăsta la care nu l-ai condus și doar l-ai văzut în clipul, aia mi-aș lua. Da. Să știi că, uite, concluzia mea, regat de ce ziceam, m-a surprins plăcut mașina asta, prin felul în care se aude, și prin felul în care se simte, știi? Chiar m-a surprins plăcut și mie îmi place și fi destul de duală, confortabilă, dar cândva ești destul de spăvine, e un Ferrari până la urmă, nu e la fel de spăvine ca un F8, dar se apropie, până așa la 90% din performanță. Loganul ăsta făcea așa? Nu, de asta se aude că sunt ceramice. Da? Da, da. Deci vezi în
a doua n-am tu pe să o calc plan. Nu, acolo de aș nivelat nici eu n-aș fi avut. Acolo e periculos. Trebuie să fii, cum să zic eu, safety first. Wow, a patinat un pic. Patinat. Știi ce-mi place? Poți să o scoți din viteză? Da, în mers. În mers, o aceea și apoi să-mi... Îndreai până apoi, exact. Mișto. Și eu mai fac chestia asta cu Aventadorul. Da. Hai să vorbim puțin și de prețul la mașina asta. Hai. De exemplu, Aventadorul. Care a fost prețul de listă la Aventador, dacă tot 430.000 plus TVA. Plus TVA? Loaded. Preț de listă, atât a fost la Aventador? Nu preț de listă, preț cu toate. Deci a fost mult mai scump Aventadorul. Atât mi-a dat mami bani. Doamne, mamă, o grămadă de bani, mi se pare, wow. Da, dar eu am luat-o la 4.000 de kilometri cu 270.000. Da, un preț foarte bun. Bă, dar scârție rău. Așa scârție la Ferrari, la ce și la, ce la Raul Baicu, care are Portofino. Mm-hmm. La fel, da. Asta prețul ei de listă a fost aproape de 350.000, 340 ceva de mii cu TVA. Deci mai ieftin. Mult mai ieftină, da? Dar n-ai carbonul. De fapt, mare diferență la prețul ei, da. Că-i pui carbon. Tu ai luat-o nouă? Nu, asta a fost luat SH. Scuze, ce-o grămadă de bani. 1700 de km, da, și a fost luată la un preț mai mic decât... Crezi ce înseamnă pentru 1000 de km, frate? Da, 1000 de km... Da. Unde-s nimic, nimic. Te duci până la mare și înapoi. Da, adică... Două. Exact. Bă, mișto mașina. Și cam cât s-a apreciat în preț? Mașina nu s-a apreciat, dar nici nu prea s-a depreciat. Adică e la nivelul ei de șa, cred că mă întorc la ea și o să aibă aproape 7000 de km. Și la 7000 de km o să valoreze cam 320.000, 330.000 de euro. Cam asta e valoarea ei de piață la momentul ăsta. Și un tributo? Și un tributo simplu coupé e vreo 280-300.000 și un Spider e 350-360.000. Spider, cum e. Dar și asta, dacă ar fi Spider asta, și îmi pare rău că nu am avut ocazia să o luăm Spider, dacă ar fi GTS-ul, ar fi peste 400.000 de euro. Deci diferența de la cabrio la coupé e aproape 100.000 de euro. Ei, dacă tu stai liniștit cu ea, de la culoarea asta gri, nu o se uită atât de mult. Chiar poți să fii destul de... Da, ție îți place chestia asta? Nu, sincer, da, îmi place. Știu, foarte mult. Mi-ai zis. Deci șmecheria în viață este să știi... Să te bucuri, să știi ce-ți place. Da, exact. Și să poți să faci, că poate mulți oameni își dau seama ce le place, dar n-au posibilitatea financiară să facă. Normal, știi? normal. Dar totuși aș alege Lambo la bani ăștia. Alții să-și aleagă ce vor. Bun, acum cumva, e mai, 4-4, ales, e... mai ales în line-up ăsta cu F8. Uite, scârții, dai 400.000 și scârții. Da, scârții, ce să-i faci? Din păcate, nici nu poți să-i pui frâne normale, deci vine standard cu frânele astea de la Ferrari. Vezi, a dat să fug un pic acum. Da, dar te-ai gândit ce ai vrea să faci în viață? Poate o să te schimb cu timpul, dar acum te-ai gândit așa? Sunt la facultate de economie, implicit. Te aștept ceva facultate? Nu cred, nu sau ai acolo. Nu știu, învăț niște lucruri, dar nu pot să spun că învăț niște lucruri pe care n-aș putea să învăț singur. Asta zic. Știi că se spune că școala te învață să arăți unui angajator că ai fost în stare să te duci 3 ani și să la... duci în fiecare și zi acolo. Și să respecti niște teme. Clar, ce puțin la facultatea pe care am eu de făcut, adică business și economie, sunt convins că mănâncă prea mult timp pentru că te oferă informații ce oferă. Cred că o să mă duc tot în zona de business. Momentan sunt pilot de raliu și vreau să văd dacă se leagă ceva zona asta, implicit de la zona de business, ca să-ți dea libertate financiară. Exact, ca exact. Să poți să te duci când vrei tu în vacanță. Să pot retrage de vreme. Dar asta e antreprenoriatul atât de valorizat. Pentru că îți dă, într-adevăr, libertate. Vezi, te duci cu gagica 3 luni în Bora Bora, exact. Poți să faci asta, da. Și chiar dacă nu o faci, doar simplu fapt că te simți liber să o faci, că poți să îți aduce... Da, că de multe ori simți că, băi, hai că-ți mai iau cu treabă și nu mai duc oricum, da. Eu mă gândeam că viața mea, eu la 20 de ani am zis, bă, vreau să fac bani. Văd eu după aia ce o să fac, dar vreau să fac bani. Și după ce o să fac bani, o să vreau să călătoresc. Acum, după ce am făcut, parcă nu mai vreau așa, mai călătoresc. Dar nu e așa cum vroiam eu să călătoresc non-stop, știi? Dar știi de ce nu o fac? Pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. E mai tare, știi? Să-mi placă ce fac atât de mult în viața de zi cu zi, încât să o vacanță să pară... De ce să mă duc în vacanță? De ce să mă duc în vacanță mea în fiecare zi, chiar și dacă muncesc, da. Și asta mă face efectiv recunoscător în viața de zi cu zi. Dacă ar fi să-mi dau un sfat eu celui de acum 20 de ani, ar fi să mă bucur mai mult, oricum am bucurat de viață, dar să mă bucur mai mult de fiecare clipă. Că eu nu, înainte nu puteam să trăiesc clipa, să mă bucur de fiecare clipă. Și de multe ori, să ridicăm. De multe ori trec așa, adică prin niște lucruri care mi-aduc satisfacție și mă bucur asta atunci și pe aia mi-amintesc, băi, ce mișto a fost atunci și eu, din păcate, nu m-am bucurat așa cum trebuia la momentul ăla. Fii atent, două lucruri și încheiem cu chestia asta. Să te bucuri mai mult de fiecare clipă sau cel puțin să încerci. Bă, încearcă să te bucuri mai mult de fiecare clipă și doi, să fii recunoscător pentru ce ai, pentru că dacă ești recunoscător pentru ce ai, vei fi mult mai fericit, pentru că recunoștința te va face mai fericit. Dacă vrei să te ferești și tu de mașini țeapă, intră pe linkul din descriere sau folosește codul Andy Popescu ca să ai reducere 20% la orice verificare pe car vertical. De ce să plătești mai mult? Champagne Perrier, finish friends on my face, looking like a friend of deep.